Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vă să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să activezi deblocarea prin amprentă al contului tău de WhatsApp. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip, iar dacă vrei să devii membru canalului Tutoriale Simple, apasă butonul de alătură-te. Ca să activezi deblocarea cu amprenta digitală pe contul tău de WhatsApp, în primul rând trebuie să ai un telefon compatibil care conține acea amprentă. Iar în al doilea rând, tu trebuie să ai deja activată amprenta. Adică mai concret, în momentul în care tu îți deschizi telefonul, să folosești amprenta cu degetul, da? În contextul în care tu ai activat această opțiune, vreau să te învăț cum să o activezi și pe WhatsApp. În primul rând, trebuie să intri pe contul tău de WhatsApp, apăsăm pe cele trei puncte de sus, în partea dreaptă, iar apoi ne ducem la setări, după apăsăm cont, iar apoi la confidențialitate. După ne ducem în jos la blocare cu amprentă. În momentul de față, blocarea cu amprentă este dezactivată, bifăm acest buton. Ținem cu degetul apăsat, iar amprenta noastră este activată, da? Ne dă opțiuni în care noi putem să folosim amprenta imediat, după un minut sau 30 de minute. Da, eu în momentul în care, de exemplu, ies de pe WhatsApp, în momentul în care vreau să intru, o să-mi ceară amprenta digitală. Țin presat cu degetul, iar contul meu de WhatsApp s-a deblocat prin amprenta digitală cu degetul. Bineînțeles, tu mai ai încă două opțiuni în care contul tău se poate bloca după un minut sau 30 de minute în funcție de nevoile tale. Cam atât a fost și cu acest tutorial. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!